Bună seara, sunt Alexandru Pristorian și suntem la Nașul TV pe urmele banilor. A început o nouă săptămână, o săptămână cu evenimente importante pentru noi toți și mai ales pentru buzunarul cetățeanului. Vom discuta în emisiunea de astăzi despre bani, despre energie, despre schimbări în justiție, dar și despre Ministerul Educației și despre cum acest domn sindicalist a ajuns în fruntea Ministerului printr-un joc al circumstanțelor, a ajuns să ia la întrebări pe foști miniștri cu studii făcute prin străinătate, exact pe teme de diplomă de bacalaureat. În prima parte a emisiunii o să discutăm despre un subiect extrem de important, despre hidroelectrica și despre modul în care a ajuns acest colos al industriei să ajungă în situația de insolvență. Hidroelectrica, colosul energetic deținut de Ministerul Economiei și Fondul Proprietatea, cu venituri de 3,1 miliarde de lei și un profit din exploatare de 160 de milioane de lei în 2011, a intrat în insolvență săptămâna trecută. Motivele date publicității au fost seceta, pierderile rezultate din diferențele de curs valutar și deprecierea monedei naționale. Situația financiară dezastruoasă invocată ca motiv al insolvenței nu se regăsește însă și în raportul anual al administratorilor Hidroelectrica, semnat de președintele Consiliului de Administrație, Remus Vulpescu, pe 25 mai 2012. Potrivit raportului, Consiliul de Administrație consideră că datorită rezultatelor înregistrate până în prezent, societatea își consolidează poziția de lider al pieței de energie și apreciază soliditatea deciziilor luate, viziunea anticipativă a managementului, valoarea orientării strategice. Același Remus Vulpescu cataloga ulterior eșecul financiar al Hidroelectrica, care a dus societatea în insolvență drept un dezastru de management, specificând că cererea de intrare în insolvență este un rezultat direct al activității economice. Cât privește situația financiară prezentată în raportul semnat inițial de Vulpescu, rezultă că hidroelectrica este principalul factor de stabilitate pentru sistemul energetic național, cu o pondere de circa 80% din totalul cererii interne. Cifra de afacere a societății realizată în 2011 este de 699 de milioane de euro, cu un program de investiții realizat în 2011 de 353 de milioane de euro. Rezultatul activității desfășurate în exercițiul financiar al anului 2011 reflectă o activitate profitabilă, chiar cu depășirea unor indicatori programați, cifra de afaceri, dar cu un profit realizat redus față de cel programat. Situație pusă pe seama secetei din a doua jumătate a anului 2011. Cât privește datoriile Hidroelectrica, raportul arată că datoriile către furnizori au crescut într-adevăr, determinând o diminuare a încasărilor, însă nu a ridicat problema insolvenței. Ba mai mult, se menționează că în 2011 societatea și-a menținut posibilitatea de a contracta credite în perioada imediat următoare, neavând un coeficient de risc semnificativ. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, decizia de intrare în insolvență a aparținut Consiliului de Administrație al Hidroelectrica, susținând că ministerul nu a interferat în niciun fel în procedurile judiciare în care sunt implicate societățile la care este acționar. Consiliul de Administrație al Hidroelectrica, cel care a formulat cererea de intrare în insolvență, o decizie de impact major pentru economia națională, este format din 5 membri: președintele Remus Vulpescu, actualul șef al OPSPI, Iulian Budnaru, Ionica Raicu, Andrei Todea din partea Ministerului Economiei și Ioana Truță din partea Fondului Proprietatea. Vulpescu, de profesie jurist și practician în domeniul insolvenței, este și director în cadrul Corpului de Control al primului ministru Victor Ponta. Iulian Budnaru, fost șef al Corpului de Control al Subnini Săpunaru, este inginer în telecomunicații, absolvent al Academiei de Tehnică Militară și licențiat în științe juridice. Andrei Todea este de profesie medic-legist. Din 2005 până în 2009 a fost prefect al județului Sălaj, iar din 2010 a fost secretar de stat și secretar general în Ministerul Economiei, în mandatul Ion Ariton. Un alt reprezentant al Ministerului Economiei în CEA este Ionica Radu, absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare, care din 2009 este director în cadrul Ministerului Economiei. Cu alte cuvinte, cei care au semnat insolvența Hidroelectrica au puțin sau nimic în comun cu activitatea companiei, dar beneficiază de susținerea politicului pentru locurile din Consiliul de Administrație. Avem așadar un fost șef al Consiliului de Administrație de la Hidroelectrica, o persoană ce declara activitatea companiei drept excelentă, cu potențial și cu viitor în ciuda secetei, care a ajuns acum consilier în aparatul de stat al domnului Ponta și critică activitatea Hidroelectrica, ba chiar susține că e justificată intrarea în insolvență. Mai mult decât atât, oamenii, acei oameni numiți politic, pentru că așa se întâmplă în orice companie de stat, oamenii sunt numiți de către partide, de către instituții care sunt acționari la societăți, iar instituțiile, ministerele respectiv, sunt controlate tot de oameni politici. Așa cum spuneam, acești oameni care se află în Consiliul Administrației nu au nicio legătură sau o legătură doar tangențială cu ceea ce înseamnă activitatea Hidroelectrica.
Cu toate acestea, dânșii au votat intrarea în insolvența Hidroelectrica, iar acum suntem în situația în care, cel puțin la nivel teoretic, băieții deștepți care aveau contracte de 10 sute de milioane de euro cu compania de stat se pot înscrie la masa credală. Prin urmare, aceștia pot deveni din clienți privilegiați ai companiei niște proprietari ai companiei de stat Hidroelectrica. Cel de-al doilea subiect al emisiunii se referă la justiție, o justiție tot mai puțin liberă, din păcate, o justiție în care mixtiunea politicului și mixtiunea influențelor, persoanelor influente, este tot mai mare. Avem, în săptămâna trecută s-a întâmplat alegeri, s-au ocupat două posturi din Consiliul Superior al Magistraturii. Aceste două posturi, după cum veți vedea, au fost ocupate de către două persoane cu o probitate morală cel puțin îndoielnică, două persoane cu afaceri și două persoane implicate în procese și activități ale justiției controversate. Justiția e pe drumul cel bun. Cu pași mărunți, dar sigur, ea se îndreaptă spre un viitor măreț, pe care îl regăsim și în trecut. Ca și cum membrii din Consiliul Superior al Magistraturii erau cei mai cei dintre cei mai cei, componența instituției a fost completată cu încă două nume, personalități de mare angajament juridic și cu o probitate morală cum rar se mai întâlnește. Cele două posturi erau vacante, așa că s-au organizat alegeri și au fost alese următoarele persoane: Monalisa Neagoie și Gheorghe Muscalu. Monalisa Neagoie a câștigat poziția de membru CSM din partea tribunalelor. A fost 7 ani președinte al Tribunalului București, ocupând în acest moment poziția de vicepreședinte al acestei instanțe. Soțul, Marius Robert Neagoie, fost director în cadrul Oficiului pentru Privatizare și Participațiile Statului, din cadrul Ministerului Economiei, a fost cercetat în dosarul privatizărilor din energie pentru infracțiunea de trădare prin transmitere de secrete economice și concurență neloială. În final, a fost scos de sub urmărire penală. Robert Neagoie este acționar la 4 societăți comerciale: Strategic Research Corporation, Ecorubber Process, în care s-a asociat cu fiul lui Doru Ioan Tărăcilă, Mihai Costin Tărăcilă, și avocatul Alexandru Retevoescu. Eol Renewable, unde este acționar împreună cu fostul ministru Sebastian Vlădescu și, nu în ultimul rând, Arelco Distribuție, societatea cu cea mai mare cotă de piață deținută de o firmă independentă de comerț cu gaze. Arelco are 3 contracte cu statul, având ca obiect achiziția de energie electrică. Un contract din 2010 în valoare de 3 milioane de lei fără TVA cu societatea comercială Aquacara S.A. Un contract de 20 de milioane de lei fără TVA din decembrie 2010 cu cont PTSA, iar în martie 2011 a semnat cu RATB un contract de aproape 7 milioane de lei. În declarație de interese ale Monalisei Neagoie nu apar declarate niciunul din aceste contracte. De asemenea, Eol Renewable Energy, societatea la care Neagoie este acționar împreună cu fostul ministru Sebastian Vlădescu, mai are un contract cu statul. Este vorba de un contract de asociere în participațiune încheiat în decembrie 2007 cu Consiliul Local al Comunei Cerna, județul Tulcea, în vederea producerii de energie electrică de tip eolian, de asemenea nedeclarat de proaspătul membru CSM. Al doilea nou membru CSM este Gheorghe Muscalu, procuror șef al Serviciului de Prevenire și Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a celor contra siguranței statului din cadrul DIICOT, funcție pe care o ocupă încă din 2006. În perioada 2004-2005, acesta a fost chiar procuror șef al DIICOT, până să fie revocat pentru management defectuos de către fostul ministru al Justiției, Monica Macovei. În aceeași perioadă, Gheorghe Muscalu a fost implicat în scandalul format în jurul dosarului cocaina pentru vipuri. Procurorii de caz din dosar l-au acuzat pe Muscalu, care era șeful lor, că ar fi sustras probe din dosar, ar fi divulgat identitatea unui martor sub acoperire și ar fi intimidat martor, care ulterior și-au schimbat declarațiile ce îl incriminau pe Ion Țiriac Junior. În urma verificărilor acestor declarații, inspectorii CSM au constatat grave erori profesionale în sarcina procurorului Muscalu și au confirmat lipsa unor probe din dosar. Acest lucru nu l-a împiedicat pe Ilie Botoș să numească în 2006 procuror șef peste o structură din cadrul DIICOT. Numele lui Muscalu este legat și de scandalul SRI Prahova și afacerile lui Ion Niculae. Alături de nașul său, colonelul Gheorghe Dumitrache, fost șef SRI Prahova, acesta îngropa plângerile penale ce vizau compania Interagro, precum și alte dosare, fiind acuzați în repetate rânduri de șantaj și trafic de influență. La începutul anului, Gheorghe Dumitrache a fost condamnat împreună cu generalul Ovidiu Soare la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție ce constau în pretinderea de foloase materiale în schimbul protecției acordate atât în domeniul economic cât și în justiție. Prin telefon îl avem alături de noi pe Mircea Toma, președinte Active Watch. Bună seara! Bună seara! Mircea Toma, spune-mi, te rog, cum se par aceste schimbări la nivelul CSM? E o instituție care a suferit multă agitație în ultima perioadă. Păi, în ce măsură ne putem noi permite să ni se pară în vreun fel, când mecanismele de promovare sunt democratice, oamenii care sunt promovați acolo sunt aleși de colegii lor,
Deci, nouă ce ne rămâne de spus în aceste condiții? Faptul că apare între membrii CSM o figură de tristă amintire, mă refer la domnul procuror Muscalu, despre care, dacă bine mi-aduc aminte, chiar eu am scris în epoca în care dosarul lui Ion Ion Siriac era ușurat de probele de trafic și erau lăsate în dosar doar cele de consum de droguri, ca să fie clar. Operă, se pare, a domnului Muscalu. Acum devine, că spun așa, responsabil de comportamentul profesional al colegilor săi din parchetele din țară. E oare... Crezi că e și o lipsă de cadre? Sau pur și simplu aceste personaje care au fost implicate în diverse scandaluri sunt atât de puternice în sistemul judiciar încât ajung mereu în față, în posturi vizibile, în posturi de conducere? Nu, acum serios vorbind, eu nu știu cum anume a fost ales, care sunt procedurile pe care le-a parcurs, ca să știu cine l-a votat. Pentru că și asta contează și cum anume pot fi sau nu influențați cei care votează. Dar mecanismul e ăsta, nu-l pot contesta. Trebuie să aplic eu când voi comenta decizia ale CSM, va trebui să țin cont de faptul că în CSM există o persoană, cel puțin, vorbesc de procurorul Muscalu, care are un trecut care îl face puțin credibil ca profesionist și ca persoană responsabilă moral. Crezi că va avea de suferit imaginea CSM și nu atât de mult imaginea care, mă rog, privind la dosarele celor doi noi membri CSM, este cam clar, dar va avea de suferit activitatea în sine a CSM? Sau ar putea avea de suferit prin prezența celor doi acolo? Ca să spun așa, ar trebui să fie un nivel de imagine al CSM-ului care să aibă unde coborâ. Nu este foarte mare riscul acolo unde este acum CSM-ul ca imagine. Pot să spun că cu siguranță numirea lui Muscalu în promovarea lui Muscalu în supra Consiliul Superior al Magistraturii nu este un succes de PR. Când privește eficiența profesională a CSM-ului, dau un exemplu recent. Există o persoană care este, ocupă funcția de director al Institutului Național de Expertiză și Criminalistică, dacă am formulat corect numele instituției, în mod ilegal. Este o persoană care nu are calitatea de expert, pe care legea o presupune ca el să poată fi numit în acea funcție. A fost făcut o sesizare la CSM pe acest subiect. CSM-ul a stat întâi un an de zile, după care a spus că este prea târziu să mai ia vreo atitudine, pentru că a produs deja efecte juridice. Spune-mi. Despre ce calitate de funcționare a CSM-ului discutăm? Ce poate să mai strice domnul Muscat? În relația Active Watch CSM, pentru că țin minte nu de mult timp a avut loc acel mini-protest, acea mini-revoltă a societății civile. Cum funcționează acum, în ultima vreme, relația societății civile Active Watch? Relația societății civile reprezentată de Active Watch, în cazul de față, în lumina ultimor evenimente. A fost acel ghid de procedură privind relația cu mass media. Cum funcționează? Mai există o relație cu presa, cu media, cu societatea civilă? În primul rând, trebuie să facem o corecție. Nu sunt simpatizantul sintagmei societate civilă, pentru că este mult, un nivel de generalitate mult prea mare. Organizații care... Dan Voiculescu și nu vreau să mă confunde lumea cu așa ceva. Deci, vorbim despre o reacție a unor organizații interesate de transparența actului justiției și de o inițiativă a CSM inspirată de... experți europeni, de a face un ghid de bune practici pentru relația dintre instanțe și presă.
ghidul în sine este o idee foarte bună. Conținutul lui însă a fost virat destul de abrupt înspre un dezechilibru, și anume promovarea protecției datelor și a informațiilor care țin de viață privată a celor care sunt implicați în procese, dincolo de ceea ce ar garanta protecția interesului public, care este, din punctul nostru de vedere, mai importantă decât protecția vieții private. Deci, a fost o rezistență vizibilă. La început, o rezistență de tipul, au încercat să treacă acest ghid într-un proces de pseudo-consultare publică, au invitat câțiva ziariști mai cunoscuți pentru ei, care au comentat, ok, dar dezbatere publică pe bune înseamnă să anunți proactiv actorii interesați din piață, să vezi punctele lor de vedere și după aceea să ajungi la concluzii. Oricum, ne-am reușit să convingem CSM-ul atunci, a fost un act de apreciat, să decaleze cu o săptămână ca să dea timp organizațiilor care nu au apucat să se pronunțe, să citească și să facă comentarii pe textul ghidului, după care ghidul a fost votat altfel decât ne-am fi dorit. Asta vreau să întreb, Mircea Toma, pentru că atunci, chiar înainte să fie votat, ar fi trebuit să aibă loc o întâlnire cu reprezentanții mass media, care a fost anulată. Din cunoștințele mele, aceea nu a fost anunțată public. Era o întâlnire la care au fost chemate câteva persoane. A ajuns să fie anunțată public. Dar am anunțat-o noi public și atunci Știam că ActiveWatch a avut câteva amendamente, câteva recomandări pentru a modifica ghidul. Au fost ele acceptate sau nu? S-au regăsit în forma votată? Puțin, pentru cele mai importante, lucruri, nu. Aș vrea să mai adaug o situație în care iarăși CSM-ul mi se pare că este responsabil. Este acum o ordonanță de urgență care proroghează termenul de obligare a curților să înregistreze toate procesele cu aparatura pe care o au în dotare, pentru că nu au aparatură în dotare. E o hotărâre pe care guvernul o ia. După părerea noastră, CSM-ul a trebuit să se împotrivească. Ei știu că toate curțile au aparatură, unele au primit a doua tură de aparatură de înregistrare, video și audio, dar se pare că deranjează foarte mult transparența în continuare sistemul justiției, și pentru această ordonanță de acum urmează să ne mobilizăm din nou să vedem ce putem face. Să sperăm că lucrurile nu vor rămâne așa și se va schimba ceva și legat de ordonanța aceasta. Mircea Toma, îți mulțumesc mult pentru intervenție, îți urez o seară bună. Mulțumim, cu plăcere. Doamnelor și domnilor, noi o să trecem la un ultim subiect al serii, celebra rubrică Dosar de Cadre, pe care am modificat-o puțin astăzi în lumina evenimentelor din dimineața aceasta. După cum bine știți, domnul ministru interimar al educației s-a trezit să sesizeze ITM-ul cu privire la diploma de bacalaureat a domnului cercetător Daniel Funeriu. Ministrul interimar al educației, Liviu Pop, a decis să facă o sesizare la Inspecția Muncii în ceea ce îl privește pe fostul ministru Daniel Funeriu. Pop a simțit nevoia să atragă atenția asupra unui aspect foarte important în ce îl privește pe Funeriu și susține că acesta nu are diploma de bacalaureat echivalată în România. În plus, a scotocit în arhiva Ministerului Educației și nu a găsit niciun document care să demonstreze că fostul ministru și-ar fi echivalat studiile. Drept urmare, Pop susține că Funeriu nu putea fi angajat consilier la administrația prezidențială. Ceea ce nu spune interimarul Liviu Pop este că fostul ministru Daniel Funeriu a obținut bacalaureatul în Franța în anul 1989 în Strasburg. Orică în anul 1995, Funeriu a obținut masterul în chimie organică și supramoleculară la Universitatea lui Pasteur din Strasburg, ca șef de promoție. Orică în 1999 a devenit doctor în chimie la aceeași universitate, cu distinția magna cum laude. Orică înainte de a fi numit ministru, Funeriu era plătit cu peste 60.000 de euro pe an de către Universitatea Tehnică din München. Serviciul prestat de Funeriu era de cercetare științifică, lucru care a fost posibil și fără echivalarea studiilor. Eu am demarat o anchetă internă pe Centrul Tehnic
valoarea și atestarea diplomelor. Și acolo am avut niște probleme legate de un ordin emis de dâns în 2010. E o chestiune de doctorat a unui deputat, e mai puțin importantă persoană. Și de acolo a început toată problema asta de angajare și cine trebuia să facă. Mai precis, ce m-a supărat pe mine, ca să fiu cinstit, e faptul că redarea, primirea se face prin cabinetul de miniștri și un consilier care cândva e la cabinet își ia documentația și pleacă acasă. Dar mai mult, eu nu pot să sancționez acest consilier. Din ce cauză nu puteți sancționa? Pentru că asta spune legea. De ce document a luat acasă? Ce document a luat acasă? Stați că vă spun, câteva zeci de ordine de ministru. Dar ele nu sunt în arhivă, eu știu că sunt arhivate ordinele de ministru. Nu, tocmai, nu, vorbesc de primirea la arhivă. Două secunde, 32 de ordine, da? Deci da? Unul din cele 32 de ordine, mai precis ordinul 5505, este un ordin în baza căruia se emită de către domnul ministru Funeriu, în data de 6 decembrie, un ordin privind constatarea rezoluției în actul privind reanalizarea dosarului de recunoaștere a domnului Ixulescu, adică îi dă doctoratului domnului Ixulescu în baza ordinului 5505 din 2010. Ca să înțelegeți, domnul Cialdului, aberant, pleacă șefa de cabinet cu consilierii, ăștia n-au obligații de servici. Am luat fișele, contractele individuale de muncă, de acolo a început toată nebunia. Să văd, dacă e așa, hai să vedem cine trebuie să verifice cine chestiunea asta de inspecția muncii. Lucru care o să-l cer și la Ministerul Educației, după ce termin chestiunea aceasta. Deci mi se pare incredibil de găsesc. Îmi puteți spune, vă rog, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un consilier prezidențial? Eu nu vă pot spune decât că din punctul ăsta de vedere, una este condiția, că spune prin lege, am înțeles că dacă garantează președintele așa lui, pe mine ce mă interesează, iar în plângere, în sesizare, am spus cu subiect și predica și vă citesc, o în față și sesizare, către ITEM București. Eu am zis, în conformitate cu legea 108, mă rog, am cerut verificarea efectuării unui control privind aplicarea reglementărilor legale generale și speciale cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă ale angajaților din administrația prezidențială. De asemenea, acțiunea de control a angajatorului suspensionat va verifica evidența muncii prestate în baza contractului individual de muncă prin registrul general de evidență salariaților, precum și aplicarea prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea muncă, ce decurg din legislația națională, europeană și convențiile OIT. Deci n-am cerut absolut nimic. Deci ne-ați cerut nominal pentru domnul Funeriu? Nu. Printre ei și dânsul. Am înțeles. Mie nu mi-este clar dacă în momentul în care cineva este angajat ca, virgulă, consilier prezidențial, trebuie să aibă bacalaureatul. Trebuie să aibă... Dar în contract individual de muncă fiind instituție de stat, omul acesta trebuie să fie angajat cu studii medii sau studii superioare, nu? I se dă un salariu. Dacă ne uităm în grila de salarizare, consilierul de la cabinet, dacă are studii medii, are un salariu, dacă are studii superioare, are alt salariu. Da, corect, este normal. Și el vine în baza contractului individual de muncă cu niște copii de pe document. Și pe lângă chestiunea asta de angajare, am cerut să vedem și dacă este în registrul de evidență al salariaților. Dar nu știți unde, cum este încadrat? Nu, repet. Nu știu nici cum, nici ce și... Și când se va încheia ancheta? Asta e ancheta ITM-ului, care nu e de competența mea și eu am făcut acest aspect. Vă spun, plecând de la ordinul acesta, vis-a-vis de ordinul care vă spun la telefon, lucrez acum la plângerea penală pe care o înaintez parchetului să caute cine sunt vinovați de acest aspect. Deci va exista și o plângere penală în ceea ce îl privește pe tot un ministru? Dumneavoastră, când vedeți o chestiune de genul acesta și vi s-a dus la cunoștință, pot să o tăinesc eu sau să o țin deoparte? 32 de ordine de ministru din 2010, care circulă pe piață, fiți convins. Probabil au și produs efecte juridice din moment ce au fost. Mulțumesc. Și eu discut cu procesul verbal în față, de predare, primire, cu ștampile, cu semnături. Deci nu mă joc cu hai că am auzit și am citit într-o carte. Să cerceteze, pentru că eu mai am 2-3 zile de mandat și nu vreau să las
tehnică că am știut și am adăugat să plece. Cine este însă interimarul de la educație, Liviu Pop? Este un profesor de matematică care nu a învățat cum se scrie corect numele liceului unde a predat timp de 7 ani. Astfel, în CV-ul personal, precum și în declarația de avere semnată în 2011, Pop menționează că este profesor la Colegiul Tehnic Anghel Salini. Numele academicianului inginer l-a scris cu 2 de Y, nu cu unul singur la final, cum era normal. În declarația completată în iunie 2010, Pop a ales să scrie doar inițialele unității de învățământ unde predă. Printre competențele și aptitudinile pe care le are, Liviu Pop menționează că știe să utilizeze corespunzător atât aparatura xerocopie cât și scanner. În plus, interimarul Pop este din 2007 secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. În anul 2011, veniturile sindicalistului au fost de peste 187.000 de lei, în principal din activitatea de sindicalist și din implicarea dumnealui în proiecte finanțate din fondurile structurale europene. Liviu Pop este însă un domn ultracinstit și a menționat în ultima declarație de avere că masa și transportul în București și le suportă singur, ba chiar contribuie și la o parte din cheltuielile de întreținere și chirie. Trăim, doamnelor și domnilor, după cum se pare, vremea ale ridicolului. Vremuri în care ministrul educației, în timpul examenului de bacalaureat, se preocupă de soarta unui cercetător, de diploma de bacalaureat a unui cercetător angajat la universități din străinătate. Doamnelor și domnilor, noi ne rămâneți bun aici, rămâneți pe Nașul TV, urmează Radu Moraru. O seară bună!